Să rămână, bună dimineața! Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule președinte al Bursei de Valori, în București, stimate domnule director general, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă transmit în această zi deosebită mesajul președintelui autorității. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent la această ceremonie care celebrează performanța pe piața de capital, chiar și prin persoana purtătorului de cuvânt, transmisându-vă cuvântul ce urmează. Am traversat cu toții o perioadă extrem de dificilă, generată de pandemia COVID-19, și e bine să aflăm că, în ciuda acestei situații total atipice, putem vorbi despre performanță și, iată, despre performerii anului. Știm cu toții că piața de capital este extrem de emoțională, mai ales în perioade tulburi. Cu toate acestea, este de remarcat recordul absolut pe care l-a înregistrat Bursa de Valori București în ceea ce privește valoarea de tranzacționare în anul anterior. Aproape 4 miliarde de euro reprezintă o cifră care trebuie luată în considerare și care, în același timp, obligă pe mai departe. Sper să depășim cât de curând această perioadă și să putem fructifica din plin statutul de piață emergentă pe care Bursa de Valori București l-a obținut recent. Așa cum am mai declarat-o cu alte ocazii, îmi doresc foarte mult ca Bursa de la București să devină un centru regional, un hub regional și să fie în același timp o soluție reală de finanțare pentru cât mai multe companii românești, dar și din întreaga regiune. Mai avem multe de făcut pentru a ajunge la acest deziderat, dar sunt convins că împreună vom reuși să-l atingem. Ne dorim foarte mult să finalizăm cât mai curând proiectul contrapărții centrale, astfel încât această structură, extrem de importantă în ecuația pieței de capital, să devină operațională și să producă efectele pe care le așteptăm cu toții. Nu putem vorbi despre dezvoltarea bursei fără a aduce în discuție și investitorii. Bursa are nevoie de investitori instituționali puternici, dar și de investitori de retail educați și bine capitalizați. Bursa mai are nevoie și de campanii susținute de mediatizare pentru sporirea educației financiare a publicului larg și pentru creșterea astfel a numărului de investitori, altfel statutul de piață emergentă va rămâne doar o frumoasă realizare consemnată doar pe o bucată de hârtie. Dorim să vă adresăm felicitări tuturor celor care au contribuit la performanțele înregistrate în anul 2020 de către piața de capital și care capătă recunoaștere și în cadrul evenimentului de astăzi și îi îndemn pe toți cei în cauză să-și asume acest rol de susținere și pe mai departe. Vă mulțumesc și vă urez succes, profesor universitar dr. Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară. Și dacă îmi permiteți că nu mă pot abține când prind un microfon și văd camerele, o să mai fac o adăugire un pic mai publicistică, dacă vreți. E o ocazie deosebită să putem vorbi de performări. Într-un context extrem de dificil, așa cum a fost conturat de antevorbitorii mei, și într-un context pe care premierul aici de față îl creionează și pentru ceea ce urmează. Am învățat de-a lungul timpului ca jurnalist economic din interacțiunea cu dumneavoastră că sunteți adevărații câștigători ai economiei. Investitorii sunt adevărații câștigători ai economiei și sunt cei care construiesc și lasă pe termen lung ceva de valoare în țară. Investitorii nu au nevoie de leucoplast și de cârje pentru a pansa o rană, o suferință dată de un an pandemic, așa cum îl știm cu toții, și a merge mai departe. Investitorii au nevoie doar de înlăturarea barierelor. Din acest punct de vedere, îmi exprim convingerea că noi, Autoritatea de Supraveghere Financiară, vă vom fi alături în încercarea de a avea un drum și un parcurs cât mai lin. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes!